Doamnelor și domnilor, alături de mine un mare actor al scenei românești, domnul George Motoi. Bună ziua, domnule Motoi! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Vă mulțumesc pentru invitație. Este pentru mine o mare plăcere să mă întâlnesc la postul dumneavoastră de televiziune, la OTV, un post de mare popularitate, să mă întâlnesc cu spectatorii dumneavoastră, cu iubitorii de teatru și film. Toată lumea vă întreabă, pentru început, cred, cum ați debutat. N-aș vrea să începem cu această întrebare, mă rog, care e destul de banală. Eu aș vrea să începem prin a vorbi ce faceți dumneavoastră în acest moment și ce proiecte de viitor aveți. Am mai multe proiecte. Deocamdată sunt în preajma unei lansări foarte importante, a unui spectacol la care țin foarte mult. Este vorba despre o saburoasă comedie, Pujlamaua se cheamă, a unui renumit autor francez, Pierre Chesneau. Da. Un text deosebit, de mare priză la public, care face sălile arhipline la Paris și beneficiind de o traducere scripitoare a maestrului Radu Beligan și a lui Liviu Dorneanu, au avut bunăvoința și Pierre Chesneau și domnul Radu Beligan să-mi înmâneze acest text, care mi-a plăcut foarte mult și pe care l-am pus în scenă cu mare drag. Și în care și joc, bineînțeles, rolul Pujlamaua. Știu că ați fost regizor pentru foarte multe spectacole. De când v-ați gândit să și regizați? Am început să regizez datorită unui mare pedagog și unui mare regizor cu care am avut șansa să mă întâlnesc în profesie. Este vorba de Vlad Mugur, care s-a prăpădit, nu mai este printre noi, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Și am avut șansa să fiu în preajma lui 7 sau 8 ani la Teatrul Național din Cluj. Acolo am făcut spectacole foarte mari, cu turnee în străinătate, în Italia, la cererea publicului de câteva ore am dus niște spectacole de ale domniei sale, e vorba de Caligula lui Camus și de Visul unei nopți de vară lui Shakespeare, în care în Caligula jucam rolul titular, bineînțeles, Caligula, și în textul lui Shakespeare pe Oberon, în regia acestui mare... Hamletul știți foarte multe lucruri. Da, da. Începusem să fac Hamletul pentru un turneu care se preconiza la Londra. Ați regretat că nu s-a finalizat? Da, enorm, enorm, pentru că ajunsesem la jumătatea lucrului, începusem miza în scenă, se ridicase spectacolul și am plecat în vacanță, eu venisem la București să filmez Serata, care probabil o știți, da. Filmul Serata, și m-am înțeles cu Vlad Mugur, termin Serata, viu la Cluj, tu te întorci din străinătate și finalizăm Hamletul, pentru că în octombrie avem deja contract la Londra să mergem cu acest mare spectacol. Care era, acum, într-adevăr, de asemenea eveniment. Dar Vlad Mugur a rămas în străinătate, aici da, e drama, da. A rămas în străinătate, nu s-a mai putut finaliza acest proiect foarte interesant și regretul meu a rămas definitiv. Dar, într-un fel sau altul, practic, dumneavoastră, cu această ocazie, în ghilimele spus, ați ajuns la Teatrul Național din București, da. Pentru că deja domnul maestrul Radu Beligan vă remarcase. Da, mă remarcase chiar în Caligula, domnul Beligan, trecuse de la Teatrul de Comedie, unde era director, trecuse la Teatrul Național și deschizându-se acest mare teatru cu atâtea săli, căuta valori să aducă la Teatrul Național și umbla prin țară, ceea ce astăzi nu se mai face și e foarte rău, și căuta regizori, actori importanți care să-i aducă la Teatrul Național. Și așa am venit eu la Teatrul Național, văzându-mă în Caligula la Cluj, aflând, cunoscându-mi succesele și din cinema, m-a invitat pur și simplu să fac parte din colectivul primei scene românești. Am acceptat cu plăcere și aici sunt din 70 și astăzi. Dacă ar fi să le citesc telespectatorilor câte roluri ați jucat dumneavoastră, câte multe personaje, ne-ar lua foarte mult timp, că sunt foarte multe, ați jucat și în foarte multe filme și în foarte multe spectacole de teatru. Da. Eu aș vrea să vă întreb acum ce rol sau ce personaj v-a marcat pe dumneavoastră sau vi s-a părut că este pe amploaul dumneavoastră, cum se spune în teatru? Da, trebuie să vă spun că, indiferent câte roluri faci, am făcut peste 50 de filme cu rol principal, am făcut nu știu câte emisiuni de televiziune,
televiziune, teatru, TV, am făcut, cum să vă spun, la teatru am jucat foarte peste 100 de roluri, dar nu contează cantitatea, contează acele roluri care au marcat, care au marcat existența și te-au consacrat ca actor. Eu am avut șansa unor asemenea partituri și a unor întâlniri extraordinare. În teatru cu Vlad Mugur, care m-a văzut într-un spectacol, eram actor prin primii ani pe la Bacău, venise el acolo să facă Noaptea Regilor a lui Shakespeare și mi-a dat bufonul să-l joc și am avut cu el mare succes. După aceea m-a luat cu el la Cluj, unde am jucat foarte mari roluri de care v-am vorbit, Caligula, Visul unei nopți de vară și alte multele. Alexandru Lăpușneanu. Nu, Alexandru Lăpușneanu a fost târziu. un film. Lăpușneanu, da. Nu, la personaj mă refeream. La personaj, da. În cinematografie, sigur că m-am întâlnit cu altă mare regizoare, care îi port o recunoștință veșnică, pentru că e vorba de Malvina Urșanu, care am făcut cu dânsa 4 filme mari, filme consacrate și, în general, filme de artă. Vorbesc de Serata, de Trecătoarele Iubiri, cu care am luat și un mare premiu și dânsa pentru regie. Apropo de acest lucru, știu că ați luat foarte multe premii. Am luat, da. Nu ați venit aici să arătăm și noi telespectatorilor, pentru că, iată, o viață de om. Da. Eu aș vrea să vă spun și la mulți ani, o dată pe anul 2010, iar pe de altă parte, pe 22 ianuarie, n-am să spun ce vârstă ați împlinit, că poate nu doriți acest lucru. O vârstă fragedă, vreo 70 de ani. Da. Mulți înainte să fii sănătos. Da, vă mulțumesc foarte mult. Și într-adevăr aveți o carieră de invidiat, aș putea spune. Spuneți-ne ceva despre premiile pe care le-ați obținut. N-ați venit cu nicio diplomă, cu nimic? Sigur că am luat premii. Am fost, domnul avocat? Am luat niște premii. Premiu pentru cel mai bun actor de film prin anii 74 cu Trecătoarele Iubirii. Sunt societar de onoare al Teatrului Național din București. Am titlul de excelență al cinematografiei române. Sunt cetățean de onoare al orașului Brăila și arunc, nu știu mai cui, mai am o diplomă de cetățean. Am multe diplome și premii din diferite orașe pe unde am fost. Oficialitățile au avut recunoștință față de mari actori ai țării și ne-au înmânat fel de fel de diplome, de premii care ne-au bucurat și care au însemnat ceva în cariera noastră. Înțeleg că nu aveți nicio diplomă aici, dar noi totuși am obținut surpriză, un premiu. Surpriză, eu cu prezența dumneavoastră. Care de unde aveți dumneavoastră? Vedeți, ne descurcăm. Noi avocații știm. Da. Familia este de vină. Deci este un foarte bun prieten. Să nu se plătești dacă se supără pe mine, dar și familia, pentru că mi-am permis eu să iau niște... Numai puțin să văd. Mulțumim mult. Uitați, domnul Tonel Pop a avut grijă de toate. Da, el colecționează fel de fel de lucruri și iubește actorii și arta și mă bucur foarte tare că e prieten cu mine. Nu vă supărați pe soție, sper. Poftim? Să nu vă supărați pe cine mi l-a dat și... Nu mă supăr, dar știu că nu a vrut să le ia la dânsul și zic, lăsați că... Asta e diploma de societar de onoare al Teatrului Național din București, da. Deja, maestru Sajena, vedeți câtă... Da, este un om modest. Nu, vă rog să mă credeți. Nu-mi place așa să tot vorbesc de mine, să mă laud. Dar lumea deja știe. Modestie. Dar nu vă lăudați, pentru că... Lumea știe aceste lucruri. Este real. Dacă le aduceam pe altcuiva, spuneam să vă supărați. Apreciem modestia dumneavoastră, dar totuși nu este cazul, părerea mea. Bun. Acum, legat de roluri, v-ați fi dorit un rol anume și nu l-ați jucat? N-am avut timp, nu mă înțelegeți. Am fost atât de solicitat, am avut 30 de ani din carieră în care eu n-am cunoscut vacanța. Pentru că în perioada când aveam vacanță de la teatru, puneau mâna pe noi cinematografia, televiziunile și le exploatau la maxim. Am avut șansa unei perioade foarte productive, cum să vă spun, și în cinema, și în televiziune, și în teatru.
am fost o generație de actori care ne-am bucurat de filme mari, de scenarii generoase, de roluri foarte importante. Deci n-am avut răgazul acela în care să tânjesc după un personaj. Dacă am jucat Caligula, dacă am jucat Alexandru Răpușneanu, am început Hamletul să fac, oare ce și-ar fi putut dori un actor mai mult de atât, nu? Hamletul trece drept un personaj ideal, nu? Dorit de orice actor. Nu l-am jucat la Cluj, dar l-am studiat, l-am un făcut și complex extraordinar și am avut pe urmă satisfacția să-l prezint în niște seri teribil de interesante, confluența artelor la Ateneul Român. Și acolo am spus marele monologuri ale lui Hamlet. Deci am avut și eu, să spunem așa, întâlnirea cu publicul pe această foarte mare partitură. Deci n-au fost roluri care... Am avut Ștefăniță Vodă la televiziune, personaj extraordinar care am avut de asemenea un foarte mare succes. Domnule Motoi, acum dumneavoastră ați jucat la Teatrul din Piatra Neamț. Știm că acolo foarte am debutat, mulți actori, da. Exact, da. Au debutat acolo și actori foarte mari. Da. Ați mers la Bacău, ați venit la Teatrul Național din București. Erați un bărbat bine, un bărbat înalt, un bărbat elegant. N-aș vorbi la trecut. Cu o ținută și acum, dar eu vreau în altă parte să ajung. Da. La succesul pe care l-aveați la femei, la fane. Cum era viața dumneavoastră ca actor atunci când erați și tânăr și cred că foarte multe femei erau îndrăgostite de dumneavoastră. Da, niște, nu prea am pus eu preț pe așa ceva. Adică... Vedeți, asta sunt prieteni cu maestru. Aici trebuie să fac o comparație între mine și bunul meu prieten Florin Piersic, pentru că el cultiva lucrul ăsta. Aveam repetiții cu Florin la Teatrul Național și el tot timpul răspundea la scrisori. Dom'le, tot timpul la repetițiile de lectură, vorbesc la început, când începeam să lucrăm o piesă, el tot răspundea la scrisori și zic, ce faci acolo, Florine, dragă? Răspund la o scrisoare, am primit la o fată, o dulceață, de fapt, am primit tot, nu pot să nu-i răspund. Zic, și eu primesc scrisori, dar dacă mă apuc să răspund, asta înseamnă că iar primesc o scrisoare și tot. Păi eu asta vreau, îmi spune. Eu asta și urmăresc. Deci suntem temperamente diferite. El face din acest contact așa permanent cu toată lumea, are o slăbiciune pentru asta. Eu sunt un tip mai retras, mai alt fel de om. Eu l-admir pe Florin foarte mult și am fost colegi și am jucat cu el câteva roluri, vorbesc de toate seriile alea cu Bărgelatul, cu... Da. Am amintiri frumoase de la Teatrul Național cu Florin, dar suntem altfel. Eu sunt un mai, făcând și regie, sunt mai analitic, sunt mai, cum să vă spun, mai preocupat de problemele mai majore ale artei noastre, nu? Am proiecte care mă frământă, scriu, am acum un proiect editorial foarte interesant, în două volume, sper să reușesc să-l materializez. Eu am făcut foarte multe adaptări scenice, versiuni scenice după piese mari din literatura dramatică românească și cea străină și scot acum două volume cu versiuni scenice după piese, noi versiuni scenice după piese vechi de teatru. Și adun într-un volum lucrările românești și într-un volum lucrările străine. Deci am și alte preocupări. Fac regie, am un proiect pe care l-am început la Teatrul din Galați. Fac o integrală Sebastian. Am pus acolo Steaua fără nume, apoi Ultima oră, cu care întâmplător, apropo de premii, am luat și premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul Festivalului de Comedie de la Galați. Și urmează acum să pun și a treia piesă, Jocul de vacanță, într-o versiune proprie. Deci, în ce jucați dumneavoastră acum? În acum joc la Național două spectacole. Da? Joc la Teatrul Național două spectacole, Noiembrie, o piesă are Maria Bamberger, o piesă românească pe care o joc cu doamna Olga Tutorache, o poveste foarte frumoasă de dragoste și cu care am făcut și un turneu în America și Canada. Se joacă cu foarte mare succes, a depășit 100 de prezentații. Așa, și încă o comedie italienească a lui Eduardo De Filippo, Sâmbătă, Duminică, Luni se cheamă.
aceste două spectacole la Național. Pujlamaua este vorba despre un spectacol privat. Și mi-am spus, pentru că am încercat toate, și televiziune, și film, și teatru, am spus, nu se poate să nu încerc și eu odată treaba asta cu teatru privat. Este o experiență total deosebită față de ceea ce am făcut. Și am spus Anei, care mai am, să încerc și acest lucru, pentru că este extraordinar de interesant. Sunt cu totul alte criterii. Domnul avocat știe ce înseamnă. Da, ați și găsit niște oameni de suflet, tot ca și dumneavoastră, dar poate cu o potență mai mare materială. Și am găsit un om generos, de vorba de domnul Anton Sinel, care este, cum să spun, are o companie Inda Music București, în cadrul căreia fac acest spectacol, și dânsul este foarte pasionat, vrea să promoveze actele de cultură. M-a văzut, m-a cunoscut, probabil că i-am plăcut. Mă bucur că există și astfel de persoane. Da, sunt rare aceste persoane, exact. Să aibă această pasiune, aproape patimă, aș putea să spun, pentru evenimentul artistic. Și datorită dânsului are și o putere financiară cu care poate să rezolve toate problemele astea unui teatru privat. Și m-am bucurat că l-am întâlnit și împreună încercăm să promovăm această comedie franțuzească, care este tare plăcută, frumoasă, n-are nimic vulgar, n-are nimic, cum să vă spun, trivial sau cu vocabular din ăsta dâmbovițean, care a inundat toate ecranele televizorilor în România. Și invităm pe toți telespectatorii să meargă, să vadă. Spectatorii refuză așa ceva. Și sigur că îi invit cu mare drag. Unde se joacă acest spectacol? Se joacă la Palatul Național al Copiilor și primul spectacol va avea loc luni 1 februarie, după care probabil vom intra într-o permanență repertorială. Da, prima dată, maestre, a fost chiar, s-a vizat o sală mai mică, văzând că sunt foarte multe solicitări, bine, și datorită capului de afiș, s-a trecut la o sală, mi se pare că de 700-1000 de locuri. Da, 700 de locuri, sunt două sale acolo, deci, una de 200. Încă mai sunt locuri, s-a mutat aceasta, s-a făcut această trecere și sunt locuri mai multe și cred că încă mai sunt bilete, bănuiesc. Da, nu știu, nu mă ocup cu treburile astea și nu știu. Acum, dar sper că publicul o să fie plăcut, impresionat. Noi am jucat spectacolul de câteva ori. Eu am foarte mulți, când mai fac așa emisiuni pe la televiziune, primesc multe telefoane de la admirator de-ai mei din țară și m-am gândit că această comedie, care e atât de plăcută și de relaxează publicul și e spumant, publicul, așa ca o șampanie, aș permite să spun că am văzut-o și am citit. Ați fost la repetiții? Am văzut ceva și din repetiții și am și citit scenariul. Este savuroasă, este deosebită, iar interpretarea maestrului și cu cei care vin să-l ajute mă la această piesă este magistrală, părerea mea. Fiind tema este Pujlamaua, e vorba de un bărbat bogat, dar și e foarte actuală, pentru că eu ca regizor sesizez ceva la această a treia vârstă a bărbaților bogați și care încă se țin bine, au o înclinație către tinerețe. Toți doresc să aibă la braț o femeie tânără, frumoasă, călcând pe cadavre. Nu călcând peste cadavre, dar... Da. Nu, adică nu mă ignoră că au soție, că au... doresc acolo să fie acolo. Este un aspect, mai tineri, probabil. Da, e un aspect care Pierre Chesnau l-a sesizat extraordinar. De altfel, foarte este la modă și este în Franța, este în vogă. Da, este în vogă această mentalitate, înțelegeți? Toți oamenii bogați vor să aibă alături, nu neapărat nevastă, dar o amantă sau ce mai o tânără doamnă care să-i însoțească. Eu găsesc în combinația asta undeva un material frumos de satirizat, de ridiculizat. Nu putem să spunem că nu poate existe și o iubire, dar fenomenul s-a supradimensionat, a luat amploare extraordinară în toată lumea. Și tema acestei comedii este tocmai asta. Și sper ca publicul să o guste, să vină cu plăcere să vadă. Sunt așa convins ceva. Și eu abia aștept să văd. Da, și vă rog, sunteți invitata noastră. De-aia vreau să spun că sunt anturat de câteva femei actrițe
în primul rând, toate frumoase, în al doilea rând, cine mai joacă sunt în acest spectacol? De o profesionalitate certă și cu simțul umorului, cu inteligență scenică, cu care îmi face plăcere să joc. Este vorba despre Irina Mazanidis de la Teatrul Odeon, o actriță care deține un mare premiu al Uniterului. Este vorba de Ileana Cernat, tot de la Teatrul Odeon, Janin Stavarache, două actrițe cu simțul comediei și cu mult farmec, și este vorba de o actriță foarte importantă în economia spectacolului, Giliola Motoi, care este și soția mea și căreia i-am dedicat acest spectacol, pentru că e o actriță valoroasă, aș putea să o arătăm cumva. Aici sunt două fotografii ale ei dintr-un alt spectacol cu care a luat un foarte mare premiu național. Premiul național Elvira Godeanu pentru rolul Magda Dinu din Ultima ora lui Sebastian. Și joacă aici un rol, nu vreau să desconspir. O asociere frumoasă, un bărbat super, lângă o femeie... Da. Nu vreau să desconspir, sunt actrițe valoroase ale Teatrului Românesc, pentru că nu pot să-mi permit să joc cu actori categoric. Care nu de mâna a doua, da, nu spune. Știu, nu, și aceia sunt uneori foarte utili. Dar aici tipologiile sunt foarte interesante. Este vorba despre o fostă nevastă, de o actuală nevastă, de o fostă amantă și de o actuală amantă. Iar ăsta face un slalom extraordinar printre toate aceste femei care le-a avut în preajma lui. Subiectul este fascinant. Comedia este savuroasă. Nu puteți să ne spuneți cum se termină piesa. Nu vreau să vă spun. De ce? Lăsați să... M-a întrebat foarte mult. Spectacolul la premieră a fost foarte bine, foarte bine primit. Trebuie văzut. Da, mai sunt niște spicuiri din cronicile spectacolului al unor cronicari de renume. Mai spuneți-ne ceva, că eu vi l-am listat, că tot n-ați vrut să... Da, au scris despre spectacol Alice Georgescu, o cronicăreasă importantă a Teatrului Românesc. Și pot să vă citesc așa fugitiv ceva, nu? Pujlamaua, cea mai recentă producție a autorului, a făcut deja în Franța succese răsunătoare și săli înțesate, pentru că subiectul, un bărbat la a doua tinerețe, izbutește un incredibil slalom sentimental între o nevastă, o amantă, o fostă nevastă și o amantă pe care îți devină fostă, până când, fatalmente, îi se împundă. Nu doar că este ca atare amuzant, dar este și pus în pagină cu multă abilitate, cu spirit și cu o grație și ea tipii franțuzească. În traducerea lui Radu Berigan și Liviu Dorneanu, textul sună remarcabil de fluent și de simpatic, interzicând mitocăriile tâmbovițere, ori excesele de limbaj atât de prizate astăzi. Și fluent și simpatic este și spectacolul realizat de George Motoi. Miza în scenă curge alert, surprizele survin la țanc, iar traseele personajelor, foarte complicate, dată fiind intriga, se întretaie cu precizie. Superb! Da. Maestre, apropo de surprize, să nu le lăsați cumva fără invitații, să avem surpriza, să nu putem veni la surpriză. Să nu avem invitații. Da. Deci, da, eu am și trebuie să vorbiți cu managerul meu, cu domnul Sinel, el este cu invitațiile. Ne bazăm totuși și pe dumneavoastră. Da, să... dar nu să nu rămânem cu surpriză. Zona asta. Eu cel mult pot să-i spun să aibă grijă. Bine, atunci forțăm nota. Acolo dar să el, nu cumva să avem surpriză, să rămânem tot pe afară. Protocolul ăsta de invitațiile. Maestre, dumneavoastră, ca actor de o viață, în același timp și regizor, pentru un actor, ce considerați dumneavoastră sau care considerați dumneavoastră că ar fi procentele, cât talent, cât muncă? Dacă e numai talent, nu e bine. Pentru că talentul este rebel. Este orgolios. Talentul care nu-i dublat, care nu-i dublat de cultură, de inteligență, falimentează. Am văzut nenumărate cazuri în cariera mea de actori care au debutat extraordinar în carieră, au avut succes la început, dar faptul că s-au bazat numai pe talent au clăcat. Deci aici este marele pericol. Pe urmă, mai există ceva care nu-ți dă nici școala
nici întâlnirea cu mari regizori sau cu partenerii extraordinari. Este farmecul acela care ți-l dă numai Dumnezeu. Dumnezeu și părinții, nu? Fără asta poate să muncească cineva, aproape că sunt lucruri care nu se pot explica până la capăt, mă înțelegeți? Nu? Trebuie să există o naturalețe, o atracție care nici n-ai cum să o explici. Sunt oameni foarte banali în viață și când se urcă pe scenă și joacă un rol, dintr-o dată strălucesc, au o transfigurare extraordinară. Oamenii ăștia sunt talentați și lăsați de Dumnezeu pe pământ. Să ne povestiți, maestre, aveam noi o discuție chiar și ieri despre șansa de a avea pe cineva maestru, cineva care să te îndrume, despre această paralelă între începuturile care se fac, eu știu, în școală, în institut și pe urmă șansa ca să ai pe cineva cu adevărat mare care să cultive acele calități pe care spuneați dumneavoastră, pentru că dacă nu ai șansa profesor extraordinar și absolut, după terminarea institutului, nu numai atunci cât este obligatoriu ca și ore. Este adevărat, dar esențialul este ca tânărul să fie dotat. Porneam de la această premisă, maestru. Pentru că un pedagog, un regizor, dacă actorul care l-am în față, de aceea s-a spus adesea că 50% din succesul unui spectacol este inspirația regizorului în a face distribuția. Pentru că trebuie să intuiești bine în actorii care i-ai la dispoziție talentul lor, personalitatea lor, hibele lor, calitățile, defectele lor. Uneori din defectul unui actor poți să scoți o mare calitate scenică. Așa este. Ce se întâmplă? După părerea mea, și o spun fără niciun ocol, școala de teatru în România este în criză astăzi. Este în criză. Aș vrea să vorbim puțin și despre tinerii actori, ce părere aveți dumneavoastră, plecând de la școala de teatru. Este în criză, astăzi, pentru că nu mai predau în școlile de teatru, nu predau mari actori, cum predau când eram generația noastră studenți. Da. De exact ce? Despre asta vă provoca, maestră, De ce se întâmplă fenomenul ăsta? Pentru că astăzi mari actori sunt foarte solicitați. Pe vremea când eram eu student, mari actori... Și plătiți ca și profesori. Nu e vorba de plată. Asta, e și asta o chestiune este, care... E adevărat. Dar pe vremea generației noastre, când eram noi copii, studenți, nu știu ce, mari actori ai țării nu aveau pe vremea aceea decât cel mult un radio unde mai erau solicitați. Nu era film, nu era televiziune. Era o singură televiziune. Da, și atunci română. Ei se refugiau în pedagogie. Și erau mari profesori. Nu înseamnă neapărat că dacă ești mare actor, ești și foarte bun pedagog. Da, feedback-ul acesta nu poate fi nu e stăpânit de oricine. Nu e simplu. Și au fost profesori, cei mai mari actori ai scenei românești, erau și pedagogi la institut. Eu am avut profesori pe Irina Răchițeanu, pe Beate Fredanov, pe Radu Beligan, pe George Vraca. Da. Domne, actorii, Finteșteanu, erau nume consacrate ale teatrului și care făceau pedagogie. E, astăzi, actorii care le-au luat lor locul, actorii de vârf ai țării de astăzi, ei nu mai au timp să meargă la școală. Pentru că sunt foarte solicitați de televiziune, de filme, de turnee în străinătate. S-a dezvoltat teribil aria de reprezentare a actorului și atunci nu mai are timp să meargă la școală. Și atunci toate posturile astea de profesor, de lector la institut sunt ocupate de actor. De și ce șanse au și unde pot să vă găsească? Mai puțin importanți. Pe dumneavoastră. Nu de la aia se învață mare artă. Aici este problema. Pe dumneavoastră, de exemplu, sau alți mari monștri ai scenei românești, care încă vă avem printre noi și ne bucurăm să vă simțim în preajmă. Da. Cum pot acești tineri actori să intre în sfera noastră de influență directă, să vă aibă în preajmă, să le insuflați, să le transmiteți din energia noastră, din știința noastră, din cum pot să ajungă la dumneavoastră și la alții contemporanei noastre? Ei se întâlnesc cu noi în spectacole. Dar depinde aici. Dar oare au șansa să crească pe lângă dumneavoastră? Au șansa, sigur că din moment ce... Știu că dumneavoastră sunteți o mare inimă în sensul ăsta, dar e limitată
și eu știu sfera noastră. Ei, cum să vă spun, acum sunt două aspecte aici de discutat. Sunt tineri foarte receptivi și care vin și stau la Arlechin și doresc să învețe de la înaintași, și sunt alți tineri care ne sunt ostili, care ne refuză, crezând că noutatea în artă este tocmai ceea ce fac ei, fără să învețe de la noi secretele acestei meserii extraordinare. Eu cred că ei greșesc. Și din cauza asta s-a superficializat un pic arta actorului în România. Și chiar și regia. Am colegi regizori care se refugiază în a denatura autori și opere celebre din dorința de a se afirma el, și dar nu se gândește că face de fapt o crimă culturală, pentru că nu poți o operă perenă, un autor celebru, să-ți permiți tu să vii să-l modifici, să-l schimbi, că vrei tu nu știu ce să arăți. Scrie tu o piesă. Am văzut spectacole. Ați văzut, nu? Adică eu nu spun... Nu mint aici. Și Shakespeare și... Da. Mă rog, este o anumită epocă există care trebuie păstrată și telespectatorul trebuie dus în acea epocă. Da. De fapt, acesta este farmecul până la urmă. Dacă vreau să văd o piesă contemporană, merg și văd o piesă contemporană. Da, da. Adică... Pe urmă, vin fel de fel de mode, de astea mai nou. Acum se joacă teatru la microfon pe scenă. Toți interpreții am văzut cu microfon. Pe asta e microfon, te duci la radio. E un exces de imagine, de proiecție. În locul unei scenografii sugestive, vedem proiecție. Aia e altă artă, aia e arta filmului, proiecția aia. În care, ca să se pună aceea în evidență, nu se văd actorii, pentru că trebuie să reduci lumina pe actor să capete imaginea aceea pregnanță, nu? La spectator. Deci sunt probleme care... sunt de discutat și nu putem aici să le dezbatem, eu numai așa și spun că și școala de teatru și școala de regie, nu știu, trebuie să se regăsească în a deveni profundă, analitică, serioasă, cu multă responsabilitate. Libertatea și democrația asta, cam prost înțelese, ne duce la superficialitate, la lucruri la de suprafață, la chici. Acesta este cuvântul. Nu mai vorbim de dezmăți. Da. Pentru faptul că înainte de Revoluție n-am avut voie să arătăm fetițe dezbrăcate și pederași pe scenă, acum este o aglomerație, o aglomerație de funduri goale, cu motivație sau fără motivație, în general fără motivație, pentru că, domne, dezbraci o femeie pe scenă, dar trebuie să ai o motivație dramatică extraordinară. Categoric. Ori acum, ăsta este un prim criteriu, să îi dezbraci. Am un respect foarte mare pentru o doamnă care scrie cronică dramatică, nu vreau să-i spun numele, și care avea o revistă extraordinară de cultură și de cultură teatrală, vreau să spun, care un săptămânal. Și i s-a spus că, domnule, lăsați chestia asta cu arta, cu scena, cu teatru, mai bine transformați revista asta așa pentru niște fetițe în chiloți. Da. Deci, ce să mai comentăm? Dumneavoastră ați afirmat la un moment dat, nu mă compromit în telenovele. Nu. Vă păstrați această... Sigur că mă păstrez, absolut. Da. De ce? Adică, cum să vă spun, nu-l luați ca pe un film serial? Și înainte se făceau filme seriale, nu știu, Toate pânzele sus, Pistruiatul. Adică, cum vedeți dumneavoastră telenovelele, să spunem, în România? Dacă e de calitate, o accept. Dacă e de calitate, o accept, dar noi în ultimul timp vedem la televizor telenovele, n-am nimic cu romii cu care conviețuim în România. Pe unii eu îi admir și îi prețuiesc, și, dar să vezi în același timp trei seriale cu romi în țara românească... Dar face un rol foarte bun Visu. Doamne, sigur că asta e altceva. Asta da. Eu vorbesc de ce oferă piața. Da. Chiar așa să vedem numai seriale din astea. Și ați văzut ce audiență au? Păi, dar nu ăsta e criteriu. Aici este mare eroare, că lumea crede că noi trebuie să dăm publicului
ce îi place lui. Ce-și dorește, da, da. Ce îi place. Nu, publicul trebuie... Educat. Nu-și dorește nimic. Publicul e foarte receptiv la ce îi dai. Dacă îi dai un lucru valoros, el îl preia. El îl preia și îi place. Cum, înainte de Revoluție nu era asemenea dezmățuri, nu? Și lumea venea, iubea cultura, iubea arta și adera la ce le arătăm. Este vorba de educație și rolul nu-și mai pune nimeni problema asta. Colegilor noastre, nu-și mai pune nimeni problema asta. Așa este, aveți perfectă dreptate. Adică, noi trebuie să dăm publicului ceea ce trebuie să-i dăm ca să-l formăm. Noi avem nevoie de modelarea structurii umane, nu? Nu avem nevoie de ea brută și să-i dăm numai viciu, să-i dăm numai rău, ca să nu mai vorbesc de observator, de telejurnale, care de dimineață până seara eu asist la toate crimele și accidentele din România. Dar de ce trebuie să asist la asta? Pentru că fac audiență, pot să vă răspund eu. E prost înțeleasă audiența. Da, bine, nu, eu cred că n-au inspirație și au lipsă de subiecte, domnule. Pentru că dacă ar căuta, ar scorboni, ar inventa, sunt și lucruri bune, lucruri frumoase care se întâmplă în viața asta. Și în România, și în străinătate. Am o mare admirație pentru regizorul Tocilescu, care la un moment dat, analizând ce vede el la televizor în România, s-a înspăimântat. Și vorbea cam ceea ce vă spun și eu acum și admira o televiziune din China, unde văzusea, și că nu mai dau pe posturile noastre, eu mă uit la chinești pentru că am văzut acolo lucruri extraordinar de frumoase, deși sunt încă comuniști aia chinești. Da, da, da. E un comunism mai deosebit acolo. Da, bine, sigur că da. Nu vreau să intrăm în alte teme de dezbatere. Da. Maestre, dumneavoastră ați debutat alături de fica lui Dej. Da, Lupe, 29. Da. Cum era ca femeie, ca actriță? Doamne, era o actriță proastă, ce să mai discutăm. Dar datorită ei s-a făcut filmul ăla. Ce dezvolt! Cine nu știa? Mă bucur că sunteți foarte sincer. Păi da, cum să nu fiu sincer? Dar ce, eu nu știu... Dar era frumoasă, cel puțin? Nu era nici frumoasă. Nimic. Era foarte amabil, așa cum se cade. Un om cum se cade, dar știți, arta nu se face cu cum se cădenie. Nu știu cum să spun, că este insuficientă. Dar de ce credeți că, iată, multe fete și chiar și băieții își doresc să devină actori? Taică-su iubea cultura și cinematografia, să știți. Așa a zis, bun, fata mea atunci trebuie să fie actriță. Da, Gheorghiu Dej îi plăcea, domnule, treaba asta. Era... Da, și sponsoriza, băga. Da. Bine, lucru bun, că dacă sponsorizați spectacolul, acum ce mai conta că fica dânsului... Vica vroia și ea să facă ceva, dar dacă nu a ajutat Dumnezeu, ce să facă? Și v-ați chinuit mult? Păi nu, că regizorul Mircea Bregan era destul de abil și știa să ai un partener să cu nu care... o pune pe ea totdeauna în cadrele dificultoase, să mută aparatul pe cei care aveau. Dar era un efort în plus. În toată... Da, este foarte important ca doi actori să comunice, se simt, absolut, se ajută, dar trebuie se să aibă poate și un anumit nivel reciproc, că dacă decalajul este mare... Trebuie făcut însă din cu luciditate perioada asta, pentru că au fost și multe filme de servici, cum se cheamă, care erau impuse. Dar se investea teribil în cultură și artă și tocmai pentru asta noi am putut produce și mari filme de artă. Așa este. Care, iată, și astăzi... Iar după 90, da, chiar nu a prea mai interesat. Care și astăzi sunt date și redate la televiziune și foarte gustate de public. Filmele mele mari, Adela, Trecătoarele Iubirii, Vodă Lăpușneanu. Cele istorice, da, mai ales. Da, extraordinar. Serialul cu Mușatini, cum să vă spun, și altele, alte filme mari, pardon, asta cu Margelatul, se reiau și se dau de nenumărate ori, pentru că lumea le gustă, le placă. Da. Dar acum Ceaușescu iubea arta? Adică, totuși, pe fica dumnealui... Cu deja am terminat, dacă... Am terminat, da, adică a iubit arta, fica n-avea talent, e bine că frumoasă. N-a iubit-o, că dacă iubea, venea și probabil că cenzura era mai mare și în teatru și în cinematografie. Simțeați atunci cenzura? Da, sigur că o simțeam. Dar nu atât de puternic dacă el sau ea ar fi venit să vadă spectacolul. E bine că n-au venit să vadă. Pentru că aveau la cultură, în departamentele astea de cultură, de artă... De monitorizare. Da, erau și oamenii
care erau abili, știau, știți cum să, cum să facă să se împace toate apele. Da, da, da. A fost o perioadă grea, ce să mai discutăm. Dar, totuși, uite că ne-au rămas din acea perioadă filme de referință. Teatrul românesc a mers foarte bine și în perioada aceea. Referință și numai pe plan național. Da, internațional, pe cum? Dar, eu, de pildă, cu Caligula am făcut două turnee în Italia, neavând voie să joc Caligula decât la Cluj. Și după ce și întâmplător a venit un impresar din Italia, a văzut spectacolul și a spus: domnule, luăm, gata, mergem și jucăm. Am jucat în câteva orașe mari, Roma, Florența, în Italia. Au cumpărat drepturile pe... Da, da, da. Și după aceea, la cererea publicului de acolo, am mai mers și al doilea an, și al treilea an. Așa succes mare a fost cu acest spectacol. Și de unde în București noi eram primiți, nu aveam voie să venim cu Caligula, după această confirmare internațională, a trebuit să accepte să venim și odată la București, dar numai de două ori. S-a jucat cu cordon de poliție, cu nebunie, dar s-a jucat de două ori, după aceea s-a scos spectacolul. Doamna Mariana, să nu-l iertați pe maestru, să-l provocăm să ne spună o poezie, să nu-l pierdem. Categoric, știu? Categoric. Sper că nu se supără de îndrăzneala mea. Sau a noastră, poate. Nu cred. Mi-am adus aminte de și niște poezii extraordinare. Îmi spunea dânsul poeți interziși, apropo de partea aceasta, discuția cu... Da, da. Poate dacă, știu, să-l provocați. Vreți să vă citesc așa? Hai să vă citesc. Vă rugăm, vă rugăm. Eu... Nu vă supărați pe noi, maestră, eu sunt... Nu mă supăr, dar este un poet care, cum să vă spun... Vă stoarce, v-am prins, gata. Da, da. E un poet pe care eu îl iubesc. El sigur că nu este, nu face parte din galeria marilor noștri poeți, dar are un farmec extraordinar și pe nedrept, cred că a fost interzis atâția ani. E vorba de Iorel Pribeagu. Am înțeles. De care ați auzit, nu mă îndoiesc. Da, da. Nu? Înainte de a ne citi poezia maestre, vreau să vă întreb dacă ați avut vreun rol care v-a creat dificultăți. A fost pe contra amploul dumneavoastră, adică v-a fost antipatic rolul respectiv. V-ați chinuit mult până să aveți succes, să spunem, cu personajul respectiv. Da, am avut această experiență. Am avut context al lui Paul Eberhard, da. Deși este, a fost un dramaturg care, mă rog, a fost în vogă la un moment dat în Teatrul Românesc, dar m-a invitat să joc o piesă la Teatru Mic pe vremea aceea, o piesă cu inundații. Și era personajul... Nu se poate face un personaj mai din tăceri, nu? Așa. Dar el și regizorul... Teatrul Mut. Da. Pretindeau asta, că se poate face... Și au fost discuții mari. Mi-au promis că refac rolul, că se scrie, că se face, că... Nu mergea. Era ceva care scârția. Dar era ordin de partid. Trebuia nu să știu, faceți. Da, era după inundații. Și eu, nedorind să mă compromit, aveam în spate alte roluri mari, filme, nu știu ce, într-o bună zi, după vreo 3 săptămâni, cred, de repetiții, m-am dus și i-am rugat: fiți atât de drăguți și înlocuiți-mă, că nu pot să joc rolul ăsta pentru nimic. Și bineînțeles că m-au înlocuit, sigur că spectacolul s-a dat, dar a căzut după câteva reprezentații. Eu intuiam, așa că am o intuiție formidabilă, intuiam că e o cădere mare, nu... Și nu vroiam să mă complic cu așa ceva, nu-mi trebuia, nu duceam lipsă de... Da. Ei, au fost, sigur. Vă ascultăm dacă vreți să ne... Da. Doamne, într-atât ne îmbată viața cu iluzii și strădani, că nici nu băgăm de seamă cât de repede trecarii. Cred că nu importă urbea dacă e Râmnic sau Focșani. Totul e că eu pe atunci aveam 18 ani și în orașul plin de crâjme și cu centrul plin de praf nu era, domnule, niciun teatru și nici cinematograf. Nu mai prevăli cu stâmburi, haine, plăpum și ulcele, pompieri, oborul, gara și vreo două cafenele.
singurul local mai vesel al orașului Stindard era varieteul Filip, un șantan pe bulevard, fiindcă aducea patronul numerele de atracție noi, baletiste apetisante, cum și cântăreți de soi. Cum sosea vreo vampă bine, nevălea ca și azi, protipendada. Conu Bubi, conu Nicu, conu Iani și luau cu asalt naiada. Și după program artistic, chefuiau cu cortezana la Conac sau la Moșia Monteoru sau Grăjdana, pe când noi, făuritorii de poeme și chimere, o priveam cu jint, sorbind-o cu o cafea sau cu o bere. Într-o seară, tot la Filip, debutase o actriță cu strup zvelt, cu ochi șăgalnici, domne, cu o fragă de guriță. Fermecan potop de aplauze pe bărbații toți, pe grupe, și ne amețea cu un cântec: vin la tanții să te pupe. Avea părul spic de aur, brațe albe subțirele, piciorușe crizanteme care te chemau spre ele. Noi ștrengari voioși și tineri, nicio taină nu ne scapă, o doream și tuturora ne lăsase gura apă. Și se cam zvoni și o șoaptă la Kraus, la cafenea, că de-i dai 100 în mână, poți ca să și petreci cu ea. Însă cine dintre ei noștri, din pleiada cunoscută, își putea permite luxul ca să-i dea divei 100? Și atunci Aurel propuse o idee salvatoare: să putem strânge 100, punem 5 lei fiecare și jucăm la loterie, înodăm frumos Batista și cine câștigă 100, ăla merge cu artista. Zi și făcut. Nici astăzi nu știu, nici când a trecut minuta, nici cum m-a bătut norocul ca să-mi iasă mie 100. Bineînțeles, a doua zi, cu buchet de violete și într-o ținută elegantă, i-am palmat în mână 100, ea a depus-o în geantă, restul cuib de poezie, vii și voluptăți divine, care le-au descris și alții mult mai bine decât mine. Eu pot să adaug abănundul că, înrăurit de stele, i-am compus în versuri tandre un sonet și 3 rondele. Într-atât înduioșat-o versul meu înaripat, că frumoasa mezalină, cu glas dulce, m-a întrebat: spune-mi, dragul meu prieten, cum pentru o desfătare ce ai petrecut cu mine dai o sumă atât de mare? Ești agricultor, ai rente sau bancher cu scursale? Fiindcă știu din auzite că voi, poeții, nu prea aveți parale. Îmbătat de accentul sincer și ca să nu stric feria, i-am destăinuit de-a capo cum a fost cu loteria.